Bună, prieteni! În lume destul de des se întâmplă situații și lucruri uimitoare care uneori sunt greu de explicat. La unele dintre ele niciodată nu vom găsi o explicație, dar din fericire măcar le putem vedea, pentru că au fost filmate de oameni. În video de astăzi veți vedea multe lucruri noi și interesante. Rămâneți până la sfârșit și puneți like! În acest video vedem cum un biciclist merge de-a lungul unui traseu foarte ciudat. În cele din urmă reușește să sară peste o mașină care mergea pe drum. Cred că biciclistul e un mare norocos. O altă explicație nu am. Cred că acesta e cel mai exemplar curier al anului. De fapt, curieră, care pur și simplu nu poate ridica așa greutăți și se descurcă cum poate. Acest video amuzant a fost filmat în Florida. O femeie cu forme destul de neobișnuite și îmbrăcată foarte ciudat fugea de un ienot. Poate că nu e cel mai rău șofer de camion, dar cu fizica o duce rău. Oare cu ce a fost hrănit acest copil înainte de somn? Dorința de a face o fotografie spectaculoasă nu este un motiv pentru a-ți pune viața în pericol. Această fată cât pe ce să-și piardă capul de dragul unui video frumos. În aceste momente merită să ne amintim că siguranța ar trebui să fie mai presus de orice. Camera de supraveghere a surprins momentul când șoferul stivuitorului a rămas în viață datorită acoperișului stivuitorului care l-a ferit de pericol. Ați știut că o minge de basket explodează atât de gălăgios? Erupția acestui vulcan s-a auzit peste tot în partea de sud a Oceanului Pacific. Deși erupția unui vulcan este înspăimântătoare, trebuie să recunoaștem că natura este incredibil de frumoasă, indiferent de felul în care încearcă să-și arate splendoarea. Dacă credeți că nimic nu vă mai poate surprinde, priviți acest video. Tânărul Joe Tirej distrează oamenii dintr-un oraș indian cu abilitățile sale neobișnuite. După cum vedeți, toate aceste trucuri le face fără nicio frânghie sau alte obiecte ce ar putea să-l salveze în caz că ceva nu va merge bine. Dacă nu vă puteți permite un abonament la sală, puteți aduna acasă echipamentul de care aveți nevoie pentru a vă antrena. Deci, luați exemplu de la acest tânăr. Acest bărbat este un alpinist profesionist. El a urcat pe un munte foarte abrupt și periculos din Elveția pentru a face acest video spectaculos. Aceasta e doar o amintire că e cam de vreme să pleci acasă. Ziua de muncă încă nu s-a terminat. În viață există multe situații când trebuie să fii nu doar curajos și puternic, dar și șmecher, ca și această pisică care a păcălit câinele. Un chinez a filmat acest video misterios în metrou. Aveți vreo idee cum stă această femeie în așa poziție? Scrieți în comentarii, iar noi cu drag le vom citi pe toate.
acel moment când foarte tare vrei să râzi, dar ți-e milă de cel care s-a pomenit într-o situație nu tocmai plăcută și poate chiar dureroasă. Călătoria cu vaporul nu e cea mai sigură călătorie pe apă, mai ales când nava intră într-o furtună puternică. Priviți cum arată furtuna din interiorul vaporului și ce consecințe poate avea. Înainte de a tăia un copac, trebuie de verificat dacă nu sunt pe el animale. Ați mai văzut vreodată o veveriță zburătoare? Din fericire, aceasta a aterizat cu succes. Atunci când nu mai observi ușile din sticlă sau uiți de existența lor, e un semn clar că e timpul să te odihnești. Această fată a vrut doar să facă o fotografie frumoasă pe fundalul unui peisaj uimitor, dar nu a ținut cont de vântul puternic care nu doar i-a ridicat rochia, dar tocmai și pielea de pe picior i-a încrețit-o. Se spune că acest videoclip a fost filmat în cel mai rece punct al Rusiei. O navă mare a adus în țară multe mașini care arătau exact ca aceasta. Absolut toate erau acoperite cu un strat gros de gheață. Ploile abundente care au venit peste Brazilia în primăvara anului 2020 au dus la consecințe teribile. În acest video vedeți cum apa spală totul în cale. Momente cu adevărat înfricoșătoare, când natura ne demonstrează că ea este stăpâna planetei noastre. Ce ziceți de așa livrarea produselor? Priviți reacția acestui tânăr la mișcările aspiratorului robot. Se spune că un bulgăre de zăpadă poate provoca multe neplăceri. Videodat este o dovadă a celor spuse. Atunci când cafeneaua e deschisă până la ultimul client, dar deja e 6 dimineața. Da, adevărat maestru al pick-up-ului. Când natura nu te-a înzestrat cu coarne pentru a te apăra, trebuie cumva să ieși din încurcătură. În aceste imagini vedem o confruntare a două căprioare fără coarne care au decis să demonstreze cine e mai puternică. Totuși, această bătălie e foarte amuzantă. Nu în zadar vacile sunt considerate animale deștepte. Atât pentru astăzi. Sperăm că v-a plăcut acest video. Dacă este așa, nu uitați să puneți like, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul. Pe curând!